Firmele și companiile înregistrate în paradisurile fiscale nu vor primi ajutoare financiare de la stat ca să se redreseze după pandemie. Este anunțul făcut de mai toate statele europene în așteptarea așa-numitului plan Marshall pentru Europa. Cum arată lumea azi? Ne spune Ioana Dumitrescu în revista presei internaționale. Medicamentul minune pentru COVID-19 s-a dovedit a fi un eșec. The Guardian scrie că testele pe 237 de pacienți arată că Remdesivir nu a avut niciun efect. Mai mult, în unele cazuri a fost oprită administrarea din cauza efectelor secundare dezastruoase. Elvețienii au început un studiu național privind imunitatea la COVID-19. În Geneva, de exemplu, din testele efectuate până acum, rezultă că doar 5% din populația orașului are anticorp SARS-CoV-2. Presa de la Budapesta anunță că țara vecină este pregătită să repornească economia luna viitoare. Ungaria are până acum peste 2300 de cazuri și a raportat 250 de decese. Presa internațională scrie că 2 miliarde de credincioși musulmani au intrat în Ramadan, cel de-al patrulea stâlp al islamului, postul. Locurile de pelerinaj de la Mecca și Medina au fost închise din cauza pandemiei, așa că luna de Ramadan va fi petrecută acasă în post și rugăciune.